Bună seara, dragii mei, sunt tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetători. Etalare care vine cu întârziere pentru că am decalat un pic luna trecută și n-am vrut să se suprapună etalările. Dragii mei, hai să vedem un mesaj special, o carte care se referă la energia generală sau poate nu are nicio treabă cu etalarea care va apare în curând, da? O carte pentru săgetători în această perioadă, 15 octombrie, dacă vreți să fie până la 1 noiembrie, poate să fie până la 15 noiembrie. Oricum știți bine că la nivel universal nu există calendare. Ia uite, trust, aveți încredere. Aveți încredere în simțurile voastre, în visurile care vă ghidează, mai ales referitor la cariera voastră, dar evident că nu e obligatoriu. La capătul setului de cărți, lăsați în spate. Lăsați să se ducă o situație, eliberați-vă, eliberați-vă. Sunteți puternici, cartea asta mi-aduce aminte de putere, chiar dacă sugerează animale, poate că aveți animale, săgetătorii și fecioare în mod special, nu toată lumea, deși nu sunt fecioară, dar am planete în săgetător. Sunt iubitor de animale. Dar cartea clar seamănă cu puterea din tarot. Iar încercați să vă exprimați creativ, găsiți niște hobby-uri creative care vă ajută să vă întăriți. Poate prietenii voștri cei de suflet sunt animalele, creativitatea, da? Cărțile și vă ajută să vă eliberați de ceva. Felicitări, Doamne ajută! Aveți încredere! Aveți încredere! La capătul setului de cărți, 4 de băte, 6 de băte faetonul. Da, uite, vreți să vă eliberați de o dezamăgire. Un bărbat, da, bărbat romantic, o aventură, cu un fisem de aer, nu contează justiția, da? Poate este șef, poate este că e un contract sau cineva la locul de muncă, coleg, da? Că totuși ar putea să fie o relație echilibrată. Sau cineva cu marcaj în semn de aer, în mod special balanță, semn de foc și ceva apă. Dar zic marcaj, că pot să fie ascendent, da? În mod special, în mod special. Deci orice zodie ar fi, dar marcaj special în aer și foc. Acest personaj a venit așa într-un mod foarte romantic, poate și lor li s-au aprins călcăiele după voi, dar poate și vouă. Ideea este că ați rămas dezamăgiți în legătură cu acest personaj și vreți să vă eliberați, da? Ați luat decizia să lăsați în urmă rana. Aveți încredere că asta, faetonul când ia decizia, are încredere că va găsi victorie. Aveți două cărți victorioase și ce simt? Simt fior, da, în acest moment, că în momentul în care luați decizia să vă urmați steaua, destinul vostru, asta face faetonul, inclusiv în relație, că e casa a șaptea a relațiilor, poate unii vă schimbați ceva legat de casă. Asta, schimbarea aceasta înseamnă foarte multe, variază, vedeți pe unde se găsește această schimbare în viața voastră. Ideea este că, ce am vrut mai devreme să spun, când am simțit eu niște fiori, că în momentul în care luați decizia să vă urmați calea, apare cineva la fel de victorios și hotărât în viața voastră, care vă este mult mai potrivit, 4 de bâte, cu care puteți să faceți o relație, altfel de relație, stabilă, frumoasă, plină de voie bună, fără lacrimi, fără dezamăgiri, fără dorința de a avea control, control mental și poate și sexual, trebuie să spun. Da? Hai să amestec cărțile. 5 de bâte, conflicte, concurență, Marea Preoteasă, Regele de Cupe. Da, este o iubire secretă a uneia dintre voi. Nu vorbiți cu 5 de monede. Nu vorbiți, dar acum ideea este că trebuie să vă eliberați. Dacă vă mai întâlniți altă dată, peste o lună, un an, rămâne de văzut. Aveți încredere și lăsați în urmă. Ia uite, Regina de Cupe. Fiți iertători, aveți încredere în îngerii voștri, în feelingurile voastre și încercați să vă construiți cu acest glob o nouă lume. Pentru asta trebuie să aveți viziune. Săgetător, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Săgetător, octombrie, noiembrie, cum vreți voi. Facem cruce celtică, da? Regina de bute. Puteți să fiți voi sau altcineva, roata norocului, o întâlnire de destin sau timpul divin.
în trecut îndrăgostiții, da? Gemeni, dar nu obligatoriu. Un suflet pereche, un suflet geamăn, o colaborare cu cineva sau atracția teribilă față de cineva a voastră sau a lor. Valetul de spade. Discuția, o discuție. Deci în trecutul, deci la baza acestei cruci este dragostea și atracție. Nu e doar dragoste, e și atracție, da? Că sunt două ființe. Venus și Marte. Marte este cel care este atras sexual. Acum a venit ghidajul, deși am mai interpretat cartea asta în multe feluri. Și femeia este Venus sau Luna, da? Dragoste, în fine. Dragoste și, nu, Venus e clar. Dragoste și atracție sexuală. Dar, o să clarific. Valetul de spade. Valetul de spade, o discuție. O să vedem în ce constă această discuție. În viitor apare 10 de cupe. Ce frumos! Dacă aveți încredere, vă veți cuceri această fericire. Dar pentru asta, ce zice sfatul? Lăsați în urmă să se ducă ceva. Whatever you know better. Da? Hai, domnule, stai așa frumos, așa. În prezent sau viitorul apropiat, muncă și iar muncă. Vă construiți, vă transformați, vă găsiți, apropo de ce am zis, animale, expresivitate, creativitate, vă găsiți noi îndemânări și e bine, vă ocupați timpul. La 8 de monede, personajul stă și muncește, ocupați-vă timpul ca să uitați și să vă reconstruiți pe voi. Poate să fie o chestiune care ține de job, dar la jobul respectiv munciți mult cât să vă, repet, să vă descoperiți noi abilități și să ajungeți către noi independență. Sfatul, nu l-am văzut mai devreme? 6 de pute. Exterior, cavalerul, acela romanticul, cuceritorul, probabil că încă vă influențează. Sau poate e un cuceritor care chiar vine altfel. Am văzut, în momentul în care vă eliberați, apare altcineva. Tam, tam. De ce vă este teamă de asul de cupe? Pe de-o parte, pentru că ați fost răniți, vă e teamă că nu vă veți vindeca complet, dar aveți încredere că va veni o nouă dragoste. Vă e teamă, a, nu, că nu mai vreau, mă concentrez pe muncă, nu. Concentrați-vă și pe vindecarea voastră. Vă este teamă, hai de piatră, îmi place piatra asta că e rotundă. Vă este teamă că nu vă veți vindeca, că nu veți manifesta o nouă dragoste, dar va veni, uitați și un 10 de cupe. Este o teamă. Poate unii chiar refuzați, pentru că e în poziția, da, fricilor. Ce reușiți, ce vă doriți, împărăteasa? Să creșteți spiritual pentru unii, vă doriți poate să fiți mame, să vă concentrați pe calitățile voastre materne, vă doriți să iubiți, în continuare ar fi frumos. Și dacă vă doriți să iubiți, vă veți și vindeca și veți manifesta, e foarte frumos cum vine, da? Veți manifesta o nouă dragoste și fericire dacă rămâneți în dragoste, Venusul de care am zis mai devreme. Ce frumos, ce reușiți să faceți? 5 de bute pe care l-am văzut și pe acesta, da? Aveți ceva conflicte cu ce? Ia să vedem. Cu acest cavaler de cupe. Cine, ia uite, acest cavaler vine cineva. Un cavaler. Încearcă să vină să vă recucerească sau să vă cucerească. Unde să le pun eu cărțile ca să se vadă mai bine? Că acest cavaler de cupe este flancat de două cărți conflictuale. Și fizic și mental. 5 de spade, 5 de bute, amândouă reprezintă concurență, într-un fel sau altul, conflicte interioare, dar și exterioare, prieteni, familie, concurență, da, colegi, dar și invidioși, adică și una și alta, într-un fel sau altul, și apare acest cavaler de cupe. Posibil, dacă vine cineva, vom vedea cărțile și veți vedea și în viața voastră, că totuși apare ceva nou, dar ca să apară, până la sfârșitul anului, zic și eu că mai puțin, concentrați-vă pe această eliberare, da? Let go. Let go. Posibil acest personaj, cavalerul de cupe, care în general este iertător, este plăcut, sensibil, în momentul în care apare această nouă persoană, pentru unii așa simt ghidajul, așa simt să povestesc.
În momentul în care apare acest personaj, cavalerul de cupe, apar invidioșii. Poate exul, exa unora dintre voi, da? Ia uite, 9 de monede. Pentru că sunteți în starea de preîmpărăteasă, vreți să fiți împărăteasă, da? Varianta superioară feminină, nu contează când sunteți bărbați, da? Începe să manifestați cu 8 de monede, manifestați 9, da? În prezent. Care va veni nouă? Ce înseamnă starea de preîmpărăteasă, de independență, de încredere, de dragoste, de evoluție spirituală? Și atunci atrageți cavalerul de cupe și alți cavaleri și regii ce ori mai fi și împărați. Da? Și pentru că sunteți acolo la 9 de monede, veți fi în curând sau într-un anumit timp, repet, atrăgând altfel de romanțe sau altfel de iubiri, apar conflictele, invidioși, repet, cei din familie, colegii, opa, și-a găsit pe cineva, ai mă, așa de repede, nici n-a terminat cu X, că a găsit pe cineva, extraordinar, ăsta este timpul hotărât de divinitate. Încerc și eu un pic să glumesc, ah, ce frumos, la capătul setului de cărți, steaua. O separare de cineva care v-a pus în așteptare, că v-a adus lacrimi, v-a în plus, v-a trădat, v-ați simțit trădați. Da, nu s-a deschis. Acest suflet pereche nu s-a deschis. Da, asta. Ia uite. Judecata. E o energie toxică. Diavolul înseamnă, știți, cei care ascultați, înseamnă foarte mult. Și la locul de muncă, și în familie, legătură karmică, orice ar însemna familie, chiar și căsătorie, evident că poate să însemne, da? În care stați pe loc, a stat pe loc în această energie karmică și v-ați atras un suflet pereche, fiți atenți, suflet pereche, dar care n-a fost deschis. Ați fi vrut să deschis, să fiți. Să manifestați ceva inteligent, să manifestați discuții deschise, dar acest personaj nu s-a deschis și v-ați simțit trădați, v-a adus lacrimi, da? V-a pus în așteptare, să zicem, și a apărut turnul. Cine a plecat, bine că a plecat. Dacă sunteți voi care ați plecat, felicitări. Și steaua înseamnă că faetonul s-a hotărât să meargă către destinul său. Și ca să vă atingeți destinul, trebuie să treceți prin etapa de vindecare, care apare aici, în poziția fricilor. Dar vindecarea vine. Vine. Dacă vreți să vă manifestați destinul, trebuie să conștientizați și nevoia aceasta de vindecare. Ce cărți iau pentru clarificări, dragii mei săgetători? Așa. Central. Am zis că n-am zis. Regina de Băte. Am început să vorbesc un pic mai târziu. Regina de Băte central vă reprezintă pe voi, printre altele. Poate să fie și un alt semn de foc. Sau un alt personaj care, față de care încă țineți și care vă vede într-un mod foarte atractiv, sunteți seducătoare. Pentru unii dintre voi, Regina de Băte poate să reprezinte și cealaltă femeie. Dacă voi sunteți acolo încă, iar trebuie vindecată acea poziție. Pentru alții, sau și pentru unii și pentru alții, pardon, pentru toți, Regina de Băte, pe lângă faptul că reprezintă un alt semn de foc și ce am zis mai devreme, vă reprezintă și pe voi, că o carte reprezintă mai multe lucruri, da? Să fim clari, o carte nu reprezintă un singur lucru. Și atunci, Regina de Băte vă reprezintă și pe voi. Poate să fie dorința voastră centrală, da? De a manifesta încredere, că tot a apărut cartea, și de a merge către destinul vostru, să trece și prin Regina de Băte, să trece și prin Regina de Cupe, parcă am văzut-o, da? Ca să manifestați împărăteasa. Vorbesc acum pentru cei care ascultă în general tarot. Dar trebuie să treceți prin această energie încrezătoare, expresivă, creativă, ca să puteți manifesta, iar creșterea spirituală, împărăteasa, totalitate, din punct de vedere energetic feminin și divin. Provocarea este roata norocului, o întâlnire de destin. Acum vedem dacă e o întâlnire care va, e cea care va produce suferința de care trebuie să vă eliberați sau poate o altă întâlnire de destin cu un personaj victorios. 6 de băte. Am vorbit despre îndrăgostiți, da, e la bază. Întâlnirea cu un personaj special, să zicem.
Și o discuție în ultima vreme, o discuție. Poate că ați aflat niște lucruri și vedem. Hai să vedem și la clarificare. E o discuție, primul și în primul rând. Hai să clarificăm ce? Regina de pute central pentru săgetători. O dată, de două ori, de trei ori. Asul de monede, asta e, trebuie să începeți ceva nou. Că tot vă eliberați, da? E în lucru, da? După cum vedeți, este în lucru asul de monede. Trebuie să lucrați cu emoțiile voastre care încă, da, a apărut în poziția fricilor, încă trebuie vindecate niște stări. Niște stări. Între regina de foc, da? Încă mai are niște emoții neechilibrate, da? A apărut și steaua. Roata norocului. O dată, de două ori, de trei ori. Trei de monede. Amândouă cărțile arată că vă doriți construcție. Așteptați eventual un timp special, roata norocului înseamnă și timp divin. Așteptați un timp, poate așteptați, dragii mei, și felicitări, să termină, cred că astăzi, nu? Se termină și 16, parcă, cu Mercurul retrograd, dar e bine să mai așteptați încă un pic. În fine, măcar să ieșim din retrogradare. Așa. Posibil pentru unii să fie o întâlnire de destin la locul de muncă. Să sperăm că e una pozitivă, că știm de cealaltă negativă, da? Central, repet, vă doriți un as de monede, să începeți ceva nou, un job. Jobul vostru, în timpul liber, vorba vine, că nu știu cine mai are timp liber, mai aveți timp liber. Eu cu greu îmi fac timp liber pentru că știu că am nevoie. Da, dacă ar fi să mă iau după viață, chiar n-aș mai avea timp liber, știți? Și poate e o avertizare și pentru ceilalți. Trebuie să ne facem timp pentru diferite hobby-uri, pentru odihnă, pentru, nu că aș dormi foarte mult, dar în fine, da? E un timp în care vă doriți construcția, să construiți acest nou. Evident că poate să fie și o relație. Vedem. Ia uite, faitonul. În momentul în care vă eliberați de trecut, încep să se manifeste. Vă eliberați, ce frumos, da? Uitați ce frumos, ce înseamnă doliu, de amintirile negative, de pomul acela uscat. Știți ce citat îmi vine? La pomul lăuda să-mi te duci cu sacul, mai ales dacă sunt oameni influenți. Mare grijă. La pomul lăuda să nu te duci cu sacul. Interesant. Și cred că așa o să dau și titlul. Oricum, vă hotărâți. E a doua oară când apare, da? Să mergeți către, am zis, faetonul merge către stea. Și am mai zis la cartea asta, cu câteva zile am descoperit niște semnale. Eu când am desenat m-am gândit la altceva, dar vă schimbați unii dintre voi, sunteți pe cale să vă schimbați cariera, unii dintre voi. Oricum, așa se întâmplă când ne alegem destinul. Clarificăm îndrăgostiți odată, de două ori, de trei ori. Pentru săgetători, nouă de cupe, da, dragoste mare, speranță, la la la, lugu, lugu, la, la, nu prea știu ce, expresiile astea nu prea le-am, dar a venit. Da, emoții multe, nouă de cupe și îndrăgostiți, ce poate fi, dar ați rămas cu lacrimile, cu regretul, cinci de cupe, l-am văzut pe grief, da? Asta înseamnă lacrimi, da? Vise, e un ideal la care ați visat, dar care, da, cineva a fost ori între două situații, ori n-a putut să aleagă. Pentru că ați rămas cu decepțiile. Sau, poate în continuare nu poate să aleagă, da? Acest personaj. Magicianul. Există pasiune între voi, văd focul, dar aici este, nu poți să manifesti dacă ești în continuare în poziția unei alegeri, da? Poate cineva v-a manipulat, simțiți că ați fost manipulați sau simțiți că poate n-ați fost manipulați, poate pur și simplu unul dintre voi n-a putut să decidă din niște motive, nu poate într-un anumit timp, apropo de timp, îi trebuie mai mult timp să decidă, că așa sunt unii, decid mai greu, le merge, nu neapărat mintea, tot analizează pro și contra mai mult decât e cazul, da? Și în cauza asta, celălalt nu poate să manifeste, da? Începutul, magicianul. Hai să vedem. Valetul de spade odată, de două ori,
De 3 ori pentru săgetător. Eh, exact ce am zis, asta e. Ba s-a vorbit, ba nu s-a vorbit. De valetul de spade nu pot să zic că este un... este vorbăreț, dar nu atinge subiecte prea profunde. V-ați comunicat, când ați comunicat, v-ați spionat, probabil că este pentru cineva, cineva cu marcaj în semn de, în semnul gemenilor sau alt semn de aer, în mod special. Valetul de spate, doi de bâte. Hai să mai... Eteremitul. Da, probabil acest personaj, dacă vă simțiți voi bine, dar acest personaj este într-o perioadă de întuneric în care trebuie să învețe să-și găsească steaua sa. Apropo, voi sunteți cât pe ce să vă găsiți, da? Această separare vă determină, da? Să vă vindecați, să vă conectați la astre, la altfel de energii, că tot vă doriți împărătea sa, nu? Dar dacă e un personaj, personajul acesta trece prin niște probleme, prin noaptea întunecată a inimii. Note. 5 de băte, conflicte față de acest ce vreau să zic? Această suferință prin care treceți și unul și altul. Ah, da, cineva a mințit clar cu 7, ia uite-l. Cineva a mințit sau s-a autosabotat, n-a vrut să recunoască niște stări, n-a vrut să ia hotărârea corectă. Hai totuși mai dăm o carte odată. N-a vrut să ia hotărârea, n-a fost în stare, nu e pregătit pentru că e prin acea perioadă. Iau de steaua. Astea. Acum știți cum e. N-au vrut ei să ia hotărârea, sunteți voi forțați de acest turn, de această separare. Și într-un fel sau altul, lipsa lor de hotărâre vă determină pe voi să hotărâți. E un joc de cuvinte, dar fiți atenți, da? Să hotărâți, să mergeți voi către destinul vostru. Poate că ei sunt conștienți că faceți parte din destinul lor, dar știți cum e? Eu așa simt, că am zis mai devreme, cărțile se referă și la voi și la alte persoane. Ia uite, Regina de Foc, da? Clarificăm 8 de monede în prezent și viitor apropiat. Gata. Uite, 7 de cupe, da, dar a venit pe orizontal. Vreți să ieșiți din acele stări de visare, vreți să eventual investigați opțiunile voastre ca să vă descoperiți noi abilități și să creșteți. Să munciți eventual pe mai multe planuri, să munciți consistent pe un anumit proiect, dar să-l treceți prin toate etapele, eventual. Dar e interesant, se completează 7 de cupe cu 8 de monede. Dacă aveți opțiuni, repet, vă alegeți 2-3 pe care vă concentrați, nu pe toate, evident, dar aveți 2-3. Că e bine să avem și planuri de rezervă, fiți atenți, nu uitați de chestia asta. Planul A, apropo de A, planul B, planul C. Ca să vă atingeți destinul, eventual. 4 de monede, iar aveți grijă cu finanțele. Da? Și totuși, cineva e un job care v-a adus multă suferință, sau este un personaj căsătorit pentru unii, sau o căsnicie pentru unii, care este bazată pe bani și mai puțin pe sentimente. Și aici este adevărul pe care îl descoperă unul dintre voi, însă, degeaba îl descoperă dacă nu comunică. Am văzut 4 de monede dați în urmă. Nu comunică. Hai mai dăm o carte pentru prezent, totuși odată. Uf! Sunt prea multe. Prea multe. Odată. De două ori pentru săgetători în prezent. Uf! Nu păstrez decât un așa am simțit. Magnetismul acesta care este invers. Unii dintre voi vreți să nu mai visați la această atracție. Atracția pe care ați simțit-o față de cineva. Că tot avem aici îndrăgostiții și atracția, da? Nu vreți să vă mai încercați să, da, să munciți. Da? Am zis, ocupați-vă timpul. Eventual ocupați-vă și de visurile voastre. În afara acestui magnetism, da? Ca să nu mai visați la ei, găsiți alte visuri, vise care vă plac și care pot fi materializate, mai ales dacă vreți să fiți împărătesc, să fiți deștepte și creșteți. Că asta înseamnă creștere, da? Frumos!
Capătul setului de cărți, aerul și vocea. Ascultați-vă vocea interioară. Da, căutați în mintea voastră ideile interesante. Poate un semn de aer să spună ceva pentru unii dintre voi. Însă, sfatul, 6 de bâte. În această perioadă e sfatul, 6 de bâte odată pentru săgetători. De două ori mergeți către victoriile voastre, către... Uf, ce frumos, ce stări, ce frumos, așa, două ori, de 3 ori. Asta este. Fiți victorioși. Atrageți atenția dacă este nevoie, da? Nu-i nicio problemă. Atrageți atenția. Ia uite. 7 de spade. Iar e separarea aceasta care vă obligă, ia uite, turnul, ieșiți din vise, cum am zis mai devreme, separarea turnul, la zdruncinătura, care vă readuce, vă obligă să vă reconstruiți. Dar, care ideea este? Cineva care v-a mințit, probabil un personaj narcisist, a vrut să atragă atenția pentru unii. Hai să mai găsim o carte odată. Și cu acești 7 de spade, de 2 ori, nu spa, de 3 ori, săgetătorilor. Un personaj care, față de care și voi simțiți emoții și ei simt emoții, dar nu sunt nici în poziție bună, nici nebună. E o stare de stand-by emoțională. Cineva vrea să... Ce simt eu acum? Ia regina de foc. Cu mincinosul și emoțiile care nu sunt clare, cineva nu are emoții clare și din cauza asta se minte, nu arată, dar nu cred că e vorba de voi. Pentru că voi sunteți în poziția aceasta de foc și de început. Și atunci ideea este că eliberați-vă, că mergeți, mergeți. Da? 6 de bâte, mergeți către victorii. Pentru unii, ia mai dă-mi o carte, mai vreau o carte, te rog frumos, că este sfat să înțelegem. Da. Mai dăm o carte pentru acest 7 de spade și 6 de bâte pentru săgetătorul dată de 2 ori. Wow! Tot ar vrea să zică. De 3 ori mi-au venit 2. Regele de cupe și 9 de monede. Ah, ce frumos! 9 de monede care vin aici ca și final. Frumos ar fi, doamnelor, domnilor, da? Și împărăteasa în lucru. Dacă tot vă doriți împărăteasa, manifestați preîmpărăteasă. Împărăteasa poate să fie și căsătorită, da? Poate să fie, că doar reprezintă energie maternă, da? Teoretic e căsătorită cu împăratul și are copii. Teoretic, nu obligatoriu. Putem să o luăm și separat, da? Când avem bărbatul divin și femeia divină. În primul rând, lucrând la femeia divină din voi, nu contează ce sunteți bărbați, femei, manifestați preîmpărăteasa. Și aici este sfatul. Regele de cupe. Probabil pentru unii este un personaj care vă iubește independente și atunci rămâneți. Ia uite, 9 de monede și 6 de bâte. Mergeți cu încredere către independența voastră. Rămâneți, băi, vorbim de săgetători și eu știu că am acolo planete. Rămâneți independenți. Da? Rămâneți în vibrația cea mai înaltă. Sunt oameni care vă iubesc. Regele de cupe este un personaj care vă iubește profund, așa cum sunteți independenți. Acum, cu regele de cupe înseamnă dacă un mincinos sau un egoist sau un narcisist v-a tulburat emoțiile, să vă calmați. Regele de cupe își ține emoțiile în control. Să vă vindecați și să vă calmați emoțiile ca să puteți crește 9 de monede. Da, frumos. Voi vedeți logica acestor cărți? Eu văd. Da? Eu văd. Clarificăm cavalerul de bâte exterior odată. De 2 ori. De 3 ori pentru săgetător și săgetătoare. Prințesa de spade. Ia uite, comunicarea cu acest personaj.
Și la capătul setului de cărți, un 10 de cupe. Un 10 de cupe. Deci, cineva își dorește să comunice, să vină spre voi să vă cucerească, să comunice. Ce să comunice? Judecă. Judecă că ar vrea o întâlnire cu voi pentru că simte că sunteți idealul lor. Hai, mă! Dar avem un 10 de cupe și aici, totul să nu ignorăm. Dar avem un 10 de cupe aici și în viitor. Viitorul îndepărtat, cu fi luna asta, cu fi cine știe când. Poate să vii și peste un an, e îndepărtat, da? Dar avem și prințesa de spade sau valetul de spade în trecutul apropiat. Discuția cu cineva care n-a putut să aleagă, nu știe să-și aleagă destinul, probabil că reapare la un moment dat în această perioadă. Eventual, discuția de atunci încă vă influențează în prezent, posibil, vedeți unde sunteți. Dar hai să mai luăm o carte. Mai dăm o carte pentru influența exterioară. Cavalerul de băte, o dată, de două ori, așa. Și prințesa de spade. A, interesant, a venit lumea invers. În primul rând, acest personaj o să vină cineva să discute cu voi pentru că consideră că lucrurile nu s-au terminat. Posibil pentru unii să fie, nu pentru toată lumea, pentru că avem steaua. Steaua înseamnă distanță, iar la un moment dat, fiți atenți, revina inițial și vedeți unde vă găsiți. Undeva în trecutul îndepărtat, cineva s-a îndrăgostit rău de tot de voi. Poate n-are nicio legătură cu decepția pe care a trăit-o în ultima vreme. Este un trecut îndepărtat. Și în trecutul apropiat, acest personaj posibil va pionat că na, dacă a fost distanță între voi, dar cine știe că vă steaua totuși lumea, văz, da? Și în această poziție îndepărtată, eventual ei au ales să crească ca o stea și în acest motiv și voi sunteți îndemnați să vă găsiți independența și strălucirea și destinul ca să vă potriviți pentru că vine pentru unii, nu știu în cât timp. Dar pregătiți-vă pentru acest Uai, ce fior am! Pentru acest personaj care vine să vă ofere parteneriat. Însă, exterior, cineva vrea să vorbească cu voi, ori vine de rupe distanța, vine de la o distanță foarte mare de peste hotare pentru unii și vine pentru că ei consideră, bărba femeie nu e treaba mea să spun, ei consideră că lucrurile nu s-au încheiat între voi. Aveți ceva de construit, da. Asul de cupe pentru săgetător odată. De două ori. De trei ori. Și de-aia, că dacă vine un personaj deosebit, șapte de băte. Da. Un pic defensiv, un pic supărați. Un pic mai mult, unii alții mai puțin, da, încă în gânduri cu 9 de spade, dar pe orizontal, 6 de bâte este încă nemanifestat, victoria pe care am văzut-o mai devreme la sfata e nemanifestată pe orizontal din cauza că încă mai aveți niște lucruri de vindecat, trebuie să vedeți față de cine vă puneți ziduri, față de cine nu vă puneți ziduri, să nu vă blocați sufletul din cauza decepțiilor, dar totuși, central, să nu uităm că central este energie plină de pasiune și hotărâtă să materializeze pasiunea. Clarificăm împărăteasa, odată, de două ori, de trei ori. Două au vrut să vină. Am vrut să iau una și au venit două. Patru de spade și moarte, amândouă pe orizontal. Aici este. Ce am zis mai devreme, dragii mei? Let go! Let go, e casa opta, lasă să se ducă, ca să se producă transformarea, da? Lăsați să se ducă, eventual patru de spade, meditați, creșteți ca să, meditați mult ca să creșteți spiritual, ca să manifestați abundență. Vindecare, patru de spade înseamnă și vindecare, eremitul, varianta mică, da? De un început care nu s-a putut nici el, n-a putut să meargă către creștere, e un as, da? Eventual, trebuie să vă găsiți, interesant, să vă găsiți adevărul. Încă e negăsit, încă e nemanifestați. Nemanifestat. Sunteți în curs de dezvoltare, da? Cum era România pe vremea lui Ceaușescu, în curs de, parcă așa era, nu?
Țară comunistă în curs de dezvoltare. Da, ca să puteți să puneți asul. Aici este. Încă aveți asul. Invers înseamnă, mai ales la nivel personal, înseamnă meditație. Da? Și patru de spade înseamnă meditație. Dar ca și moartea, sunt amândouă, repet, pe diagonal încă. Nu v-ați eliberat total. O să vină eliberarea. Și în momentul în care va veni, veți manifesta, repet, creșterea, frumusețea, varianta voastră cea mai înaltă, divină, da? Feminină. Clarificăm 10 de cupe în viitorul îndepărtat odată. Sau apropiat, cum o fi, de 3 ori. Of, iar vi iau câte două. Regina de pământ, aici este, veți fi de la preîmpărătese regine, da? Și apă. Cineva, apă înseamnă foarte mult, evident, că e doar apă. Cineva, dar aveți și 10 de cupe. Cineva vă iubește foarte mult și vă dorește eventual soțiile lor, regina de pământ. Înseamnă soția perfectă pentru mine. Înseamnă perfectă. Perfectă pentru cineva, da? Soția. Este. Dar avem deja două regine, am mai văzut una mai devreme și o împărăteasă. Adică eu zic, da, cum am zis mai devreme, mă repet, sunteți în curs de dezvoltare. Și în viitor, dacă acum aveți încă de lucru la independența voastră, în viitor vă veți reechilibra emoțional, cum am zis mai devreme, cu regele de cupe și veți simți nevoia să vă stabilizați ca preîmpărătese, să treceți la faza de regină de monede și să vă bucurați de o relație fericită, de un cuplu, de o familie. Pe de o parte. Pe de altă parte, presimt că cineva totuși vă iubește și vă dorește alături de ei. Bărbați, femei, nu contează. Bine, regina de monede poate să fie și soț, dar varianta sa feminină. Femininitatea, ia uite, și împărăteasa la capătul setului de cărți, dar tot pe diagonală. Clarificăm 5 de bâte odată, de 2 ori, de 3 ori. Marele preot. Aici probabil că aveți pe cineva ori căsătorit, ori conflicte care țin de religie, de tradiție, ori familia. Apariția cuiva în viața voastră, vindecarea și creșterea voastră, da? Iar aduce conflicte cuiva. Cavalerul de cupe, o dată. Capii. Ia uite, cavalerul de cupe, cineva vrea să o ia de la zero. C-o fi mai vechi, c-o fi mai nou, magicianul invers, personajul care n-a putut să manifeste. Un personaj care a fost la distanță și n-a putut să vină. N-a putut să-și manifeste pasiunea, n-a putut să comunice, n-a putut să vină, n-a putut să manifeste. Își dorește acest nou început. Ha, interesant. Păi, își dorește, își dorește. Mă dăm o carte. Dar, de ce n-am vorbit și despre voi? Că poate și voi e cazul să o luați de la zero, nu? Că doar trebuie să lăsați în urmă și atunci, după turn, după moarte, după judecată, da? Lumea se începe ceva nou. Poate chiar acest personaj despre care am zis, dacă un personaj, vedeți unde sunteți, eu vă dau mai multe variante. Eu nu vă fac eu scenariu, dragii mei. Să nu uitați că de-aia ascultați aici, pe acest canal. Eu nu vă creez scenariul. Eu nu vă aranjez viața din cărțile pe care le-am în față. Vi-o aranjați voi. Cineva vrea să iasă din camera mea, un pisic. Ideea este că și voi trebuie să ieșiți de undeva, pentru că aveți altceva de manifestat. Dați-mi voie să fac o pauză. Acum, după cum vedeți, am clarificat toate cărțile ca să vă găsiți voi poziția. Dă-mi și mie 5 de spade ca să nu considerați că am eu ceva cu voi, că mie îmi placeți foarte mult. Da? 5 de spade. O dată, de 2 ori. Eu vorbesc cu cărțile ca să știți și cu de 3 ori. 10 de bâte. Aici este 10 de bâte care e pe orizontal. 10 de bâte pentru mine înseamnă o energie care consumă. Cineva invidios că se întâmplă ceva în viața voastră și eventual este pregătit să lase ce ar fi trebuit să lase cândva. Ca să manifeste ceva nou cu voi. 3 de bâte. Iar un personaj la distanță. Avem o carte. O dată. Ups, nici nu am. Extraordinar împărăteasa.
Pentru unii să fie cineva cu marcaj în zodia Taurului sau a Balanței, dar nu obligatoriu. Și voi apăreți ca și reușită preîmpărătese. Măi, și puterea. Pe de o parte și voi renunțați la conflicte. Da? Să fie clar. Cu 10 de bâte, conflictele care v-au consumat până acum, faptul că 10 de bâte este pe orizontal, arată că începe să vă detașați de invidioși, de bârfe, de ce ori mai fi fost ei și manifestați, uitați ce frumoasă, mândrie. Nu cu nasul pe sus, dar începe să intrați în pielea viitoarei împărătese care trebuie să fiți. Bărbați, femei, nu contează, da? Manifestați putere. Și uite așa, primul lucru până la împărăteasă apare preîmpărăteasă. Înțelegeți? E un limbaj special. Dacă vreți altfel de limbaj, căutați în altă parte, da? Aici este, e frumos. E frumos. Pentru unii... Asta e. Cât am vorbit? Destul de repede. Hai să clarificăm și nebunul. Clarificăm nebunul o dată. Ce a zburat! Soarele, dar... Soarele încă e și el pe orizontal. Ce îmi place cartea asta. Pentru mine, cartea sufletelor flăcărilor gemene. Repet. Veți trăi și veți vedea. Pe de-o parte, voi ca să manifestați bucurie, fericire, trezire, ca asta înseamnă soarele, și să atrageți bărbatul divin, perechea divină, trebuie să vă eliberați de trecut și să vă vindecați cu cavalerul de cupe și să-l luați de la zero. Pentru unii. Pentru alții vine cineva hotărât, hotărâtă, cu lumea invers, să o ia de la zero. Nu vrea să încheie, vrea să o ia de la zero. Hai să recapitulăm, hai să mai încercăm o dată. Pentru că totuși în preajma ta mă simt fericit, fericită și vreau această fericire chiar să fie trăită de amândoi. În preîmpărăteasă, dacă nu sunt prea multe, dacă de două ori pentru săgetători, săgetătoare, de trei ori. 8 de cupe și 10 de spade, asta este. Și 4 de cupe și 9 de spade, da, știți ce înseamnă cărțile astea? Da, a fost o, da, și 3 de spade. A fost o dezamăgire în legătură cu un suflet foarte drag, pereche, 6 de cupe, dar, ia uite, 9 de spade, stres, 4 de cupe, lacrimi, 8 de spade, trădări, sentimentul de trădare, că nu merg lucrurile, da? Vă detașați. Ori de aceste stări ca să reconstruiți cu ei, eventual, veți trăi și veți vedea, voi luați deciziile, eu nu vă zic nimic ce să faceți, eu doar citesc cărțile. Ori pentru unii foarte posibil să vină altcineva. De la o distanță mai mare, lumea. Cam atât. Sper că v-a plăcut și o să mai facem. Pentru că asta e, trebuie să ne găsim mesajele, nu? Periodic. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, pa, pa!